Primul proiect semnat astăzi a Alexandria de Liviu Dragnea și primarul municipiului a vizat reabilitarea adăpostului pentru persoane aflate în dificultate din oraș. Acesta are o valoare totală de aproape 4 milioane de lei, din care contribuția beneficiarului este de 160.000 de lei, restul sumei provenind din fonduri europene. Parterul și jumătate din etajul 1 sunt deja reabilitate pe fondurile bugetului local al municipiului Alexandria, iar acum prin fonduri europene se reabilitează jumătate din etajul 1, etajul 2 și etajul 3. Va fi un proiect care va putea oferi adăpost pentru 138 de persoane. Alexandria să nu aibă niciun cetățean care să stea în gară, în subsol de bloc, în parcuri și să aibă condiții decente. Cel de-al doilea proiect a fost semnat de vicepremier și președintele Consiliului Județean Telorman și are ca scop îmbunătățirea managementului situațiilor de urgență în regiunea transfrontalieră prin achiziționarea de echipamente și autospeciale de intervenție performante. Acest proiect va fi implementat în parteneriat cu primăria Șvistov din Bulgaria și cu o fundație din Călăraș. Vorbim de camioane de intervenție, de vehicule rutiere de primă intervenție și comandă embarcațiuni, o platformă de macara, vehicule cu spume de mare capacitate, microbuz, de asemenea 10 posturi de radio fixe, precum și 20 de posturi de radio mobile. Pentru acest proiect se vor cheltui peste 5,5 milioane de euro, din care 115.000 de euro vor reveni primăriei Șvistov, 150.000 de euro fundației partenere din România și 5,3 milioane de euro vor reveni Consiliului Județean Telorman, care este liderul de proiect.